E clar că ai libertarieni necapitaliști și capitaliști nelibertarieni. Adică ai libertarieni care, tradiționaliști, care văd o lume puțin capitalistă, o lume care este mai degrabă mai agrară, mai așezată, mai puțin dezvoltată, cu o diviziune mai puțin intensă a muncii, oprită undeva la un nivel meșteșugăresc, să zic. Și nu este irealizabilă. Dacă oamenii asta vor, bineînțeles că e posibilă. Deci poți să ai o lume ca un sat, un sat unde nimeni nu este agresat. Deci ai o lume libertariană, e un univers, să spun așa, sau o situație de libertarianism, fără a fi capitalistă, în sensul, sau mă rog, poate să aibă un grad mai mic de capitalism. Uite, să Și vede pe de că altă ești parte economist. Să vede că ești economist. ai libertarianism capitalist, în care ai o diviziune foarte intensă a muncii și unde ai o grămadă de, îți vine foarte multă prosperitate. Și pe de altă parte ai capitalism libertarian. Poți să ai capitalismul care este definit sau, mă rog, identificat, chiar dacă el se definește ca piață liberă, foarte mulți dintre cei care acuză capitalismul, inclusiv de pe stânga, îl acuză chiar pe bună dreptate, pentru că ei identifică capitalismul cu situația istorică. Deci au un concept istoric. Zic, uite de ce e capitalismul rău. Pentru că există lobbyiști, uite ce se întâmplă în Statele Unite. Bine, acolo nu e capitalismul ăla al pieței libere, asta e ideea. E un capitalism definit în care, de fapt, e o economie mixtă. E un intervenționism ăla. E un intervenționism cu foarte multă diviziune a muncii. Cu tot ce înseamnă big business, big state, big academia și așa mai departe. Deci poți să ai o critică la o situație istorică și atunci trebuie să faci distinție între toți termenii ăștia. Ce spuneai, Costel? Că ai zis ești economist? Da, fiind economist, uite, tind să asociezi capitalismul cu, nu știu, folosirea de capital, să zicem, sau cu o producție mai centrată pe bunuri intermediare, pe bunuri de capital. Eu tind să asociez capitalism cu schimb voluntar, știi, și un schimb între îngerie, capitalist. Nu, aici poți să faci distinție Adică n-aș între face distinția între capitalism și libertarian, zicem. Pentru mine sunt interchangeabile. Deci Da, faptul eu că fac. ai o chestie sătească care nu E folosesc bună, e bine să betoniere, faci. care nu folosesc betoniere, nu înseamnă că acolo nu ai capital. Ba da, ai capitalism. Chiar dacă n-ai bunuri de capital sofisticate. Da, nu, Că eu se cred că respectă. eu cred că am Sunt înțeles, niște oameni da, liberi. Sunt am înțeles dacă că e utilă distinția. Deci poți să faci o distinție între piață liberă și capitalism în sensul de o structură de producție bogată în bunuri de capital, foarte bogată în bunuri de capital. Da, Deci asta poți să ai aveam o în structură vedere. de producție mai săracă în bunuri de capital și una mai bogată și mai complexă, deci cu mai multe etape de producție și așa mai departe. E o Da, da, distinție da, sau poate utilă. pus o sau Dar poate bine, e pus un adevărat pas acum, în dacă vrei să nivelul spui. de ierarhie. Alex? Sau poate poți Repet? să o împarți în niveluri de ierarhie, adică aia agrară e mai simplă și Absolut. când ajungi să ai big corporations, sunt mai multe niveluri și lumea devine copleșită și eu... Da, copleșită, nu știu de ce ar deveni, că aia, aș că li fi se chiar. pare că e foarte multe, sunt mari, sunt Doar puternici, au mulți dacă bani. se sparie gândul, dacă trebuie să te gândești la complexitate, dacă ești un client și un producător într-o astfel de economie, ți-e foarte bine, pentru că economiile cu procese foarte capitaliste sunt cele care oferă cea mai mare prosperitate și implicit timp liber și liniște, pace pentru cei care produc și lucrează într-o astfel de economie. Adică e mult mai simplu să-ți obții un nivel, un minim nivel de trai într-o astfel de economie decât în cealaltă. Dar mă rog, e o discuție lungă aici. Adică poți să spui că nu se poate așa ceva. Și sunt unii care argumentează. Pot să-l evoc aici pe Cristi Comănescu, care sugerează că nu e posibil o lume intens capitalistă care să ducă la
la să creeze un cadru în care oamenii să chiar să fie împliniți. Deci nu, dacă vrei să spui, nu sunt împotriva de a, să folosești capitalism și pentru orice nivel de piață liberă, că poate să fie un capitalism incipient sau poate să fie un capitalism potențial acolo. Deci nu vreau să, încă o dată, abordarea, și am mai spus asta, abordarea legată de folosirea conceptelor trebuie să fie una relaxată. Poți să spui la orice oricum, atâta timp cât ai grijă să definești exact ce înțelegi prin chestia aia.